După cum anunță agenția Omega, militarul în termen al Armatei Naționale, descoperit la 25 iunie spânzurat în preajma poligonului de la Bulboaca, nu a fost singurul care a decedat în această lună. Primul militar găsit strangulat în această lună era un militar prin contract în cadrul regimentului rachete antiaeriene dislocat în Durlești, suburbia Chișinăului. Suicidul a fost fixat pe data de 14 iunie, însă a fost tăinuit de autorități, anunță agenția de presă. După acest caz, autoritățile au fost constrânse să recunoască public cazul celui de-al doilea militar găsit strangulat la Bulboaca pe data de 25 iunie. Nici Ministerul Apărării, nici Procuratura Generală nu au comunicat nimic despre primul caz. Între timp, familia tânărului Oleg Filipciuc, în vârstă de 18 ani, militarul de la baza Bulboaca, anunțat de autorități că a decedat în urma unui suicid, insistă asupra faptului că de fapt Oleg a fost omorât. Fratele meu niciodată nu s-ar fi sinucis. El era mereu vesel și curajos. El a fost omorât. Asta o demonstrează și vânătăile pe care le avea pe corp când a fost adus în sicriu de colegii săi soldați. Nasul îi era rupt, piciorul drept era însângerat, iar pe obrazul stâng era vânăt. Fratele meu a stat 30 de zile acasă pentru că avea dureri la o mână și nu putea face nimic cu ea. Atunci el a povestit cum ofițerii se îmbătau criță și îl fugăreau pe el și pe ceilalți colegi ai săi în vesta antiglonț pe poligon. Apoi, după unele vizite la medic și pastile care nu au ajutat, Oleg s-a întors în serviciul militar cu mâna lipsită de putere. Familia noastră este convinsă că el a fost bătut și apoi gâtuit, deoarece am văzut în ce stare era corpul lui când a fost adus. El ne-a povestit ce se întâmplă acolo și cum sunt chinuiți de mai marii superiori în grad. Noi știm din ce cauză el a fost omorât. El în zilele libere a dorit să vină acasă, dar superiorii i-au dat o penalitate fără motiv. Atunci fratele meu i-a sunat tatălui și i-a spus despre asta. Amintim că ieri în Parlament, când încă nu se știa despre al doilea deces din această lună, opoziția a cerut demisia urgentă a ministrului Vitalie Marinuță, care a dat dovadă de o irresponsabilitate absolută în funcția pe care o deține. Oare mai trebuie ceva de așteptat referitor la demisia așa numitului ministru al apărării? Care vă este și sovestea dumneavoastră? Nu ca deputați, dar ca părinți. Ce sentimente aveți dumneavoastră față de această răstignire a acestui tânăr? Însă Coaliția Pro-Europeană a refuzat să examineze demisia ministrului Marinuță. Deputații din coaliție s-au speriat. Audierile din Parlament a ministrului Educației Maia Sandu cu privire la sesiunea de BAC 2013, care urmau să aibă loc la 28 iunie, au fost amânate pe un termen nedeterminat. Liberal-democrații au inventat și un argument în acest sens. Aceștia sunt de părere că colega lor ar fi bine să apară cu un raport în Parlament după încheierea sesiunii de bacalaureat. Această sesiune nu s-a încheiat. A fost doar prima parte a sesiunii. Urmează perioada de contestări, urmează partea a doua a sesiunii, sesiune repetată pentru cei care nu au susținut probele și concluziile obiective privind situația din sistem, măsurile care se impun, urmează a fi abordate într-o audiere parlamentară plenară atunci când vom discuta și strategie de dezvoltare în domeniul educației. Și reieșind din cele expuse și făcând referință la articolul 46, alineatul 3 al regulamentului Parlamentului, care vizează modificarea și completarea ordinii de zi, propunem din numele fracțiunii ca punctul 17 din ordinea de zi să fie transferat pentru o altă ședință, până la momentul când se va încheia sesiunea de bacalaureat, până la momentul când vor fi făcute toate concluziile și vom putea judeca. Streleț nu a precizat în care ședință ar urma să fie audiată Sandu. Totodată, liberal-democrații ascund faptul că se pregătesc să plece în vacanță peste două săptămâni, iar subiectul ar putea fi dat uitării. Opoziția a insistat ca deputații din coaliția de guvernare să se țină de cuvânt și să o aducă pe Sandu în Parlament să ofere explicații în legătură cu catastrofa de la sesiunea de BAC. A devenit tradițional când partidul, fracțiunea liberal-democrată, într-o zi spune una, și a doua zi se răzgândește. Ei, liberal-democrații, inclusiv au votat ieri în Parlament audierile ministrului Educației privind situația cu examenele de la bacalaureat. Pentru noi nu este straniu că ei s-au răzgândit, pentru că cred că le predomine frica față de ceea ce au văzut și s-au întâmplat cu copiii pe care ei i-au expus, i-au terorizat și acum se gândesc de ce au nevoie de pauză. Pentru că se gândesc cum se revadă acele note, cum se revadă
aprecierea notelor ca să scoată tensiunile din societate. Cred că este datoria noastră a Parlamentului să audiem ministrul, pentru că este o răspundere inclusiv și în fața Parlamentului. Cei de la guvernare doresc să pleacă la concediu odată de 12 iulie, cel mai târziu 19 iulie. Și propunerea domnului Streleț ne confirmă acest lucru, fiindcă dumneavoastră doriți de fapt să transferați discutarea acestui subiect deja în sfârșitul lunii septembrie, în octombrie. Noi solicităm totuși, da, având în vedere votul acordat de către plenul Parlamentului de ieri, să discutăm astăzi organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat anul școlar acest. Fiindcă, domnule Streleț, oamenii nu să vă înțeleagă, oamenii doresc răspunsuri. Și noi solicităm ca totuși să fie considerat votul de ieri unul valabil. Noi așteptăm, doamna Maia Sandu, avem și cred că și stimați colegi din alte fracțiuni, mai multe întrebări care ne dau cetățenii. Deputații au mai declarat că Sandu trebuie să vină în Parlament pentru că problema a devenit una gravă. 10 de elevi zac în spitale, îmbolnăvindu-se după ce au aflat că au picat bacul. Totuși, într-un final, prin votul deputaților din coaliția parlamentară, s-a decis să fie acceptată propunerea liberal-democraților de a amâna audierea ministrului. Astfel, PLD Miștii au ajutat-o pe Maia Sandu să fugă de întrebările deputaților, au concluzionat parlamentarii comuniști. Fracțiunea PCRM este pregătită să înainteze o moțiune simplă de cenzură privind acordarea votului de neîncredere și demisia ministrului Educației Maia Sandu pentru refuzul funcționarei de a prezenta un raport cu explicații în legătură cu eșuarea examenelor de BAC în acest an. Potrivit deputaților PCRM, Ministerul Educației s-a transformat într-un minister al secretelor. Ori de câte ori deputații solicită informații sau prezența ministrului Maia Sandu la ședințe, răspunsurile sunt negative. Astăzi comuniștii au vrut să o întrebe pe funcționară dacă nu cumva eșecul bacalaureatului este consecința reformei desfășurată în învățământ. Dacă în 2011 au fost închise 24 de școli, reorganizate 14 școli și atunci în 2011 8% de elevi nu au dat bacul. În 2012, anul trecut, tendința au fost închise 57 de școli și reorganizate 61 de școli. Și vedeți că deja 12% de elevi au picat bacul. Oare noi ne dăm cu întrebarea? Noi știm că Ministerul Educației până la finele acestui an are de gând să optimizeze încă mai mult decât 200 de instituții de învățământ. Ce va urma cu elevii care vor susține bacul la anul? Comuniștii se arată nemulțumiți de faptul că oficialii din fruntea Ministerului și deputații din coaliție se inspiră din tactica de examinare din România. Dacă domnilor din coaliția de guvernare și în special de la Pelidimie doresc ca noi să urmăm exemplul României, atunci noi cu dumneavoastră trebuie să-l știm ce reprezintă acest exemplu. Dacă în 2009 în România nu au dat bacul 18% de elevi români, în 2010 30%, în 2011 55% și în 2012 57%. Urmărim această tendință. Dacă cineva dorește că noi să urmărim acest exemplu, să ne spună clar tuturor. În plus, o nemulțumire evidentă exprimată tot mai frecvent în societate este faptul că noile măsuri aplicate la BAC în acest an au sporit și mai mult nivelul de corupție în sistemul educațional. Se cunoaște deja că mărimea așa numitei șpagi se ridică deja la 3.000 de euro pentru BAC-ul promovat. Dacă facem calcule, înmulțind cei peste 11.000 de liceeni la 3.000 de euro, ajungem la o sumă importantă din care în jur de 10-15% trebuie să ajungă la vârful piramidei, la minister și la guvernanță. Astfel, în timpul ce urmează, în apropiata lună, cineva din guvern și-a pregătit deja buzunarele pentru șpagele respective. Fracțiunea noastră condamnă cu vehemență astfel de acțiuni ale guvernării.
Singura soluție pentru a pune capăt dezastrului instaurat în sistemul educațional este demiterea Maiei Sandu printr-o moțiune de cenzură votată de Parlament, spun deputații din opoziție. Noi suntem pregătiți pentru o moțiune de cenzură în privința acestei șef de minister, al educației, doamnei Maia Sandu, care se teme, se vede că de propriul popor. Și suntem hotărâți să o promovăm mai departe în Parlament, astfel ca această funcționară să fie odată și odată demisă pentru ceea ce face într-un domeniu, considerăm noi, strategic pentru Republica Moldova, domeniul educației. Opoziția speră să obțină în viitorul apropiat sprijinul majorității parlamentare și Maia Sandu să fie alungată din fotoliul de ministru al educației. Parlamentul de la Chișinău a votat în lectură finală tratatul privind regimul de frontieră cu România. Asta chiar dacă deputații PCRM au solicitat să le se ofere 10 zile conform regulamentului Parlamentului ca să vină cu amendamente la acest tratat. Voi ieri s-a adoptat în primă lectură, cel puțin 10 zile au la dispoziție deputații, comisiile și fracțiunile pentru a prezenta amendamente. Mai mult decât atât, alineatul 1 a acelui articol 65 privede că obiecții pot prezenta și societatea civilă, reprezentați societății civile. Deci, noastră doriți pe ascuns, încălcând regulamentul, să aprobați aceste două acorduri. Deci, insistăm să respectați, nu încălcați regulamentul. Mai mult decât atât, comuniștii au cerut anularea votului acordat joi pentru acest tratat. Comuniștii au părăsit sala de ședințe a Parlamentului joi, când proiectul de lege privind ratificarea tratatului a fost votat în prima lectură. Deputații susțin că, după plecarea lor din sală, legislativul a rămas fără cuorum și a votat neregulamentar. Votul de ieri a fost, trebuie să fie declarat nul, deoarece n-ați avut cuorum. După, noi avem înregistrări video. Când ați întrebat câți deputați sunt prezenți în sală, domnul Streleț a spus 27 de la PLDM, domnul Sârbu a spus 12 de la PD, înseamnă că 39, domnul Munteanu a spus 4 de la PL, 43, și chiar dacă să presupunem că toți așa numiți liberali reformatori au fost în sală, plus 7, 50, nu ați avut quorum. Cum ați putut să continuați ședința? De aceea, noi considerăm că votul trebuie să fie declarat nul. N-ați avut quorum pentru continuarea ședinței și noi nu putem considera că, acest acord a fost ratificat de către Parlamentul Republicii Moldova. Speakerul însă continuă să mintă plenul Parlamentului. El insistă că în sala de ședință erau 51 de deputați. Domnule deputat, în sală erau prezenți 51 de deputați. Punct la linie. Însă imaginile video nu mint. Iată momentul de ieri când a fost falsificat votul. Liderii fracțiunilor au anunțat prezența 43 de deputați, iar speakerul a anunțat 51 de voturi. Microfonul 4. Din fracțiune PLDM suntem în sală 27. Fracțiune PD 12. Microfonul 5. Fracțiune Partidului Liberal. De la noi din fracțiune sunt 4 deputați prezenți. Deci în sală sunt prezenți exact 51 de deputați, deci avem quorumul. Eu supun votului în aceste condiții proiectul de lege în lectura întâi sub numărul 1824. Cine este pentru, vă rog votați. Deci majoritatea votului, acest proiect este aprobat. Această falsificare este condamnabilă, mai ales că a fost admisă în cazul unui tratat cu un impact serios asupra frontierii și a regimului de la granița cu vecina de vest a Moldovei. Quorum inexistent pentru continuarea desfășurării ședinței. Este o încălcare gravă. Nu mergeți pe calea încălcării pentru că este un precedent destul de grav. Și sunt deputați chiar astăzi în sală care vor confirma că nu au participat și nu au asigurat quorum. Și dacă au acest curaj, chiar îi rog și insist la microfon să anunțe oficial poziția lor. Я хочу обратить ваше внимание на вчерашнее голосование. После того, как коммунисты вышли из зала и вы предложили голосовать, сколько присутствует людей в зале, меня никто не считал, и я демонстративно вышла из зала. У вас не было кворума, у вас не было 51 депутата, и я прошу, чтобы вы это занесли в протокол. Я не участвовала в голосовании, и в зале меня в это время не было.
Însă coaliția pro-europeană nu se lasă convinsă, chiar dacă îi sunt aduse cele mai evidente dovezi de încălcare. Ei au o misiune de îndeplinit și nu renunță la ea. Au inclus tratatul în ordinea de zi de astăzi și l-au votat în a doua lectură. Documentul stabilește modul în care va fi marcată frontiera pe teren, dar și colaborarea dintre vame și poliția de frontieră a celor două state. Opoziția a criticat dur acest act, deoarece el se înscrie în seria de lovituri aduse statalității și suveranității țării. Dumneavoastră acum faceți un joc străin, un joc murdar și un joc foarte periculos. Regulile căruia nu le cunoașteți. Joc care poate să vă distrugă până la urmă, pentru că dumneavoastră sunteți niște unelte și mai mărunte decât România. Și aici, în această ordine de idei, eu vă atrag atenția. Că provocările pe care le organizează guvernarea vis-a-vis de raioanele din malul stâng al Nistrului. Provocarea recentă care a fost inspirată și bine organizată de criminali, repet, criminali, foste autorități criminale din anii 90, în Găgăuzia cu colectarea de semnături. Deci eforturi care sunt inspirate de guvernare și în special de Partidul Democrat în frunte cu Plahotniuc, se înscriu în această schemă. Revizuirea frontierii, distrugerea Moldovei și divizarea țării. Făceți jocuri străine, jocuri periculoase care nu vor fi iertate de generațiile următoare. Estimați deputați, dați să amânăm, nu este timpul astăzi să discutăm această problemă, să o ratificăm. 3 ani n-a trebuit nimănui, să mai stie 3 luni undeva pe poliță. Dați să liniștim spiritele acestea, dați să hotărâm problema care este astăzi, care a apărut între Chișinău și Tiraspol. Dacă nu, să vedeți mâine ce tratat o să facă și o să-i scălească Transnistria, să o să fiți vinoveți dumneavoastră. Parlamentul a ratificat în cadrul aceleiași ședințe și acordul de colaborare în domeniul militar cu România. Comuniștii la fel au fost împotrivă, motivând că acordul permite statului vecin să introducă armata pe teritoriul Moldovei pe un termen nedeterminat. În capitală a avut loc astăzi o acțiune prilejuită de sărbătorirea 73 de ani de la eliberare de sub ocupația română. Anume, în acest mod, comuniștii și majoritatea cetățenilor Moldovei califică evenimentele de acum 7 decenii. După cum a declarat președintele PCRM Vladimir Voronin, 28 iunie, data pe care coaliția de guvernare o numește ziua ocupației, a devenit punctul de pornire al procesului de consolidare a statalității, al prosperității și al dezvoltării țării. Началась настоящая страница современной Молдовы. Очень подробно наши товарищи говорили о тех цифрах, о тех результатах, которые наша Молдова, весь молдавский народ достигли в братской семье народов СССР. Мы не будем об этом, я не буду об этом повторять, но я скажу, что то, что сейчас происходит, эти карикатурные политики, эти клоуны недоразвитые, они даже близко ни в чем, ни в мыслях, ни в каком малюсеньком элементе не могут подойти к тому, что была, какой была Молдова советская. Вы посмотрите, я говорю откровенно, стою перед вами без бумажек, без ничего, и давайте вместе. Возьмите возьмите индустрию. Нет индустрии. Или прихватизации, или расхищениями, короче, бандитизм уничтожить. Возьмите сельское хозяйство. Что говорили в советские годы? Молдова – цветущий сад Советского Союза. Где этот цветущий сад? Во что они превратили этот цветущий сад? Возьмите легкую промышленность. Наши товары легкой промышленности, все, включая Тираспольский, Кишиневский, Бендерский, Бельский, Когульский и многие-многие швейных фабрик, которые были, и многие другой индустрии, ковровый комбинат в Унгенах. Возьмите, где Кишинев и Флорик, где это сейчас все? Все рухнуло, все погибло. Это очень важно, чтобы мы победили это зло, этот хаос, этот беспредел. Меня это очень возмущает, потому что я знаю, чем я занимался 8 лет в должности президента, днем и ночью. Я знаю, что Молдова имеет и может быть перспективно хорошо развитой страной. Без этих кредитов, без этих долгов, без этих унижений, без этих оскорблений, что нам наносят как народу, как нации, как людям. Патриоты. Только патриоты спасут страну. Объединяться и бороться организованно, дружно против этого режима. La finele mitingului, participanții care s-au adunat la monumentul luptătorilor pentru puterea sovietelor au depus flori în semn de respect și de memorie față de cei care au luptat pentru eliberarea Moldovei de ocupația regimului român.
Administrația separatistă de la Tiraspol intenționează să adopte toate măsurile necesare pentru a bloca zborurile avioanelor din Republica Moldova în spațiul aerian al regiunii. Liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, se arată îngrijorat de faptul că în ultima perioadă deasupra regiunii separatiste au fost observate aparate de zbor moldovenești care au efectuat activități de fotografiere a teritoriului. S-a întâmplat la 1 aprilie și la 15 iunie, iar aceste activități au fost efectuate fără o coordonare în cadrul Comisiei Unificate de Control, a declarat în cadrul unei întrevederi cu Șefciuc Oleg Beliakov, copreședinte al Comisiei Unificate de Control din partea regiunii transnistrene. Acțiunile unilaterale ale partenerilor noștri nu pot să nu provoace îngrijorare. Noi suntem la curent cu cele ce se întâmplă. Noi nu mergem pe cale de confruntare directă, însă noi nu putem admite acțiunile îndreptate în primul rând împotriva cetățenilor noștri și împotriva statalității remene, care a avut loc deasupra teritoriului din raionul severnii al orașului Bender. De aceea, Comisia Unificată de Control urmează să înștiințeze partea moldovenească. Dacă din nou vor avea loc zboruri cu caracter de spionaj pe itinerare necoordonate, noi vom întreprinde de măsuri de curmare a unor astfel de zboruri. Noi nu zburăm deasupra Moldovei, noi nu zburăm deasupra zonei de securitate, a declarat Șefciuc. Potrivit liderului nerecunoscutei republici, acțiunile de spionaj în zona de securitate, fără îndoială, poartă un caracter de provocare. Noi inițial vom discuta aceste probleme la Comisia Unificată de Control. Le vom propune spre discuție tuturor participanților. Vom încerca pe linia Ministerului de Externe, aplicând instrumente diplomatice, să convingem partenerii noștri despre necesitatea de a respecta acordurile existente. În cel mai rău caz, vom implica organele de apărare a ordinii de drept dacă instrumentele cu caracter diplomatic sau ale Comisiei Unificate de Control nu vor fi eficiente, a declarat Evgeni Șefciuc. Membrii organizațiilor unioniste au ars portretele vicepremierului Federației Ruse Dmitri Rogozin, care este reprezentant special pentru Transnistria al președintelui rus. Acțiunea a fost realizată în cadrul unui protest organizat cu ocazia aniversării a 73 de ani de la aderarea Basarabiei la URSS, calificată de participanții la manifestare drept ocupație sovietică. Potrivit unioniștilor, vicepremierul rus a ponegrit neamul românesc pe 9 mai 2013, când a susținut un discurs în Piața Marea Adunării Naționale. Manifestanții au strigat Rogozin, persoana non grata, și armata rusă afară. La Chișinău a avut loc o prezentare amplă a proiectelor integraționiste Uniunea Vamală și Spațiul Economic Comun Rusia-Belarus-Kazahstan. Ce va avea de câștigat Republica Moldova în urma aderării la Uniunea Vamală și ce va avea de pierdut în cazul în care va renunța la integrarea în spațiul euroasiatic în favoarea Uniunii Europene? Reprezentantul Comisiei Economice Euroasiatice, Victor Spaschi, s-a străduit cât mai diplomatic, dar sincer, să răspundă la aceste întrebări. Nu este. Vă открываете полностью свой рынок для российских товаров. Я в сфере внешнеэкономической связи более 40 лет, поэтому я знаю, о чем я говорю. То бывает такая ситуация, что есть товары, которые не очень из Европы напрямую идут, в том числе в Российскую Федерацию. Будет желание сбросить товары в Молдавию, и тогда они пойдут в режиме свободной торговли из Молдавии. Не будет этого. Мы будем защищаться. Economia Moldovei ar putea primi o altă lovitură importantă după 1 ianuarie 2015, când va intra în vigoare acordul cu privire la crearea Uniunii Economice Euroasiatice cu reguli de circulație a persoanelor, mărfurilor și serviciilor absolut noi și mult mai severe în raport cu statele din lumea a treia. Asta înseamnă că, începând cu 1 ianuarie 2015, gastarbeiterii moldoveni, 68% dintre care lucrează în Rusia, ar putea să se confrunte cu probleme serioase din cauza înăspririi condițiilor de migrație din partea Euroasec. Более сложная часть – это миграционная, я понимаю, что это вас волнует. Значит, в этой части идет работа, разработка соответствующей нормативно-правовой базы, но принцип простой. Для членов таможенного союза никаких ограничений ни по найму работы, ни по перемещению, социальной, пенсионной защиты – все равные. Что касается третьих стран, будет общий режим. Какой? Пока его нет. Но я понимаю, как… Ori până și experții Băncii Mondiale au fost nevoiți să recunoască faptul că migranții de muncă moldoveni sunt colacul de salvare pentru țară. Transferurile lor bănești constituie în jur de 30% din PIB-ul Moldovei. 2012 cunoaștem că practic 4-5% din transferurile valutare de pe scotare vin din Rusia, deci în jur de 1.300.000.000 de dolari, o sumă colosală.
Deja la pauză, în discuții cu jurnaliștii, Victor Spaschi a declarat că dacă Republica Moldova totuși va dori să adere la Uniunea Vamală, atunci prețul la gazul natural pentru Moldova va fi același care este acum în Rusia și Belarus. Dar încotro să meargă și cu cine este decizia suverană a Republicii Moldova, care singură trebuie să decidă unde ei îi este mai convenabil. Valorul внутренний продукт у нас там рост 3,5% в таможенном союзе, в Европе минус 0,6%, в Америке 2,2%. У нас безработица в два раза меньше, чем в Европе. Это уже результат того, что таможенный союз, единое экономическое пространство заработало. Însă autoritățile moldovenești nu doresc categoric, cel puțin la nivel public, să estimeze posibilele riscuri de pe urma participării Moldovei la procesele integraționiste, adresând declarații de dragoste Uniunii Europene și bucurându-se de fiecare dată când primesc laude de la partenerii europeni și așteptând cu nerăbdare că va veni acel viitor european luminos. Chiar și în cadrul prezentării actuale, viceministrul economiei Octavian Calmâc, apropo, principalul negociator din partea Moldovei pentru acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, a încercat să demonstreze că statutul de membru al Moldovei în Uniunea Europeană nu este atât de convenabil în comparație cu deschiderea pieței moldovenești pentru mărfurile europene. Вхождение Молдовы в таможенный союз или Евразес приведет к существенному сужению суверенитета страны, тогда как зона свободной торговли предполагает полную свободу в формировании своей политики и равные юридические базы и торговые преференции как в странах СНГ, как и со странами Европейского Союза. Potrivit deputatului din partea Partidului Comuniștilor, Violeta Ivanov, libertatea europeană absolută la nivel economic și politic, despre care iubește atât de mult să vorbească funcționarii noștri, nu este nimic altceva decât o iluzie. Și, de fapt, nu este vorba despre nicio libertate sau echitate în relațiile dintre Moldova și Uniunea Europeană. UE de mult deja s-a transformat într-un mentor mândru care dictează Chișinăului oficial ce și cum trebuie să facă. Нынешнее положение, в котором находится Республика Молдова, успешно развивающаяся евразийская интеграция, является мощным и, пожалуй, единственным возможным для быстрого восстановления экономического потенциала, трудовых ресурсов и, самое главное, государственной независимости и государственной целостности. Таможенный союз и создавшийся Евразийский союз дает Молдове шанс на спасение, шанс на воссоединение страны, на сохранение своей государственности, на экономическое и социальное процветание молдавского народа. Potrivit sondajelor de opinie din ultimii ani, cetățenii moldoveni s-au dezamăgit în integrarea europeană. Ultimul barometru al opiniei publice a arătat că doar jumătate din populația țării sprijină vectorul de integrare europeană, deși până nu demult acest indice constituia 70%. Pe de altă parte, numărul cetățenilor moldoveni care doresc aderarea la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan, după cum arată sondajele, dimpotrivă, crește în continuu. Un angajat al serviciului Vamal favoriza contrabanda cu țigări, despre aceasta informează Inspectoratul General al Poliției. Potrivit informației prezentate, gruparea criminală specializată în contrabandă cu țigări în proporții deosebit de mari, formată din 5 membri, a fost reținută de oamenii legii. Printre persoanele se afla și un angajat al serviciului Vamal, care a favorizat trecerea ilegală a unui camion cu 140.000 de pachete de țigări, în sumă de circa 1.000.000 de lei. În prezent, camionul a fost reținut de oamenii legii pe teritoriul Cehiei. Poliția a efectuat 12 percheziții la domiciliile și depozitele suspecților, precum și la diverse agenții economici, unde au fost găsite și ridicate documente contabile, contracte, facturi și declarații vamale, rechizite juridice, un plic cu mostre de tutungerie, 6 pachete modele de la produse de tutun, 9 ștampile a diferitor întreprinderi, 7 CD-uri cu informație electronică, 2 laptopuri, o armă de vânătoare de model Mossberg 9200, fără acte. Suspecții riscă privațiune de libertate de la 3 până la 10 ani.